meditație ghidată de vindecare și regenerare cu arhanghelii de lună nouă. Bun regăsit, suflete dragi, magice și divine! Pentru astăzi vă propun o meditație foarte puternică, foarte profundă, ce mi-a fost transmisă pe inspirație divină. O să vedeți despre ce este vorba, dar o să vă spun așa câteva cuvinte. Această meditație ne va ajuta să ne vindecăm, să ne regenerăm, să ne deblocăm, să ne energizăm, pentru a ne deschide drumurile, pentru a primi noi începuturi favorabile sufletului nostru. Este recomandat ca această meditație să se realizeze atunci când pe perioada anului avem momente de lună nouă. Înainte de a realiza această meditație, faceți o baie cu sare de mare sau uleiuri esențiale. De asemenea, recomand să se aprindă 7 lumânări în linie așezate, să le dedicăm arhanghelilor și ființelor de lumină ce ne vor ajuta în această terapie ce se va iniția în câteva minute. De asemenea, dacă aveți la dispoziție, puteți aprinde tămâie, bețișoare, parfumate, plante magice, salvie sau ce aveți la dispoziție, pentru a vă crea o atmosferă cât mai plăcută sufletului vostru. Dacă cele 7 lumânări ard în siguranță, vă puteți să vă întindeți, să vă relaxați unde simțiți fiecare. Respirați normal, închideți ochii dacă încă nu ați făcut-o. Brațele să le așezați pe lângă corp în modul lor natural. Picioarele să le lăsați întinse și ușor depărtate între ele. Lăsați muzica ce se aude acum pe fundal să pătrundă în structurile dumneavoastră și permite sunetelor vindecătoare să vă însoțească pe timpul meditației. Și simțiți cum cu fiecare secundă vă relaxați tot mai profund. Nu aveți așteptări, fiți doar aici și acum, simțiți, experimentați. Deveniți tot mai pregătiți pentru a vă conecta în mediul ezoteric cu ființele de lumină, cu arhanghelii. Se deschide acum și aici o nouă realitate. Imaginați-vă că sunteți în cel mai minunat loc al visurilor dumneavoastră, care poate fi real sau imaginar, pe pământ sau în oricare loc din univers. În acest loc acceptați o minunată terapie pentru minte, corp și spirit. Puteți vizita acest loc oricând doriți, pentru curățirea și vindecarea sufletului, pentru îngrijire, deblocare, energizare și sănătate radiantă. Acum știți că meritați tot ce este mai bun de la viață, să vă îngrijiți, să vă răsfățați, să vă iubiți, să vă stimați. Vizualizați-vă corpul scufundat într-o albie a unui râu cu lichid strălucitor. Relaxați-vă total. Inspirați lent, expirați lung. Simțiți atmosfera din prejur care este armonioasă, primitoare, calmă, ca un loc rupt din rai. Totul este divin. Priviți râul cu apă cristalină pură și vindecătoare. Inspirați cu încântare acest parfum curativ,
combina cu mirosul diafan al petalelor de trandafiri care cade undeva din cer. Simțiți cum întregul corp vi se răsfață în mângâierea aerului, a razelor de soare și a apei vindecătoare. Ascultați trilul păsărelelor. Vedeți cele 7 raze de lumină și culoare care coboară din cer asupra dumneavoastră ca un curcubeu. Simțiți miresne neștiute și vedeți raze de lumină de toate culorile, sclipiri aurii și argintiu sidefate, și știți că acum primiți cel mai bun tratament vindecător de la energoterapeuții din înalt, prezenți în acest loc special pentru dumneavoastră. Simțiți cum în jurul dumneavoastră se îmbină perfect într-o armonie desăvârșită. Arome, lumină, culori, energii, stări. Picuri din această combinație vă învăluie. Violet în mii de nuanțe, azuriul în striații de roz, portocaliu și turcoaz, verdele, sidef, galben auriu, roșu aprins, combina cu culoarea mahonului aprins. Inspirați și simțiți fericirea, expirați și simțiți relaxarea vindecătoare. Simțiți-vă dorința de iubire, de a simți armonia și fericirea iubirii. Simțiți că vă iubiți și vă apreciați exact așa cum sunteți. O lumină verde, smarald, coboară asupra dumneavoastră. Savurați lumina vindecării care a coborât asupra dumneavoastră. La gât aveți atârnată pe un șnur o cheie verde, o cheie care este doar pentru dumneavoastră. O puteți folosi, este cheia sufletului dumneavoastră. Deschideți poarta sufletului din casa inimii dumneavoastră. Ascultați ritmul inimii. Inima bate în armonie cu Dumnezeu, cu natura, cu lumea, cu dumneavoastră. Simțiți un flux de energie care coboară în spirală, vă pătrunde prin creștetul capului și coboară prin canalul central în sufletul dumneavoastră, care este dornic să absoarbă iubire, lumină și vindecare. Imaginați-vă cum din înalt coboară un șuvoi de lumină și energie, lumina flăcării violet și verdele arhanghelului Rafael și scântei roz care vă intră prin creștetul capului până în sufletul dumneavoastră și vi-l umple de iubire, blândețe, înțelepciune, de recunoștință, de apreciere a propriei persoane. Apoi, acest șuvoi de lumină și energie vă străbate fiecare organ, regenerându-l, ficatul, inima, splina, plămânii, rinichii, organele genitale, ochii, creierul. Puteți adăuga orice zonă a corpului care vă creează disconfort. Mulțumiți fiecărui organ pentru activitatea lui în corpul dumneavoastră. Cereți-i iertare pentru că nu ați avut grijă de el și spuneți-i că îl iubiți. Lăsați-vă cuprinsă de această stare plăcută de mângâiere vindecătoare.
Simțiți prezența arhanghelilor Mihail, Gabriel și Rafael. Rugați-l pe arhanghelul Mihail să vă taie cel mai puternic string de care nu aveți nevoie. Cu voia lui Dumnezeu spre binele dumneavoastră suprem pe toate planurile vieții. Vizualizați cum arhanghelul Mihail taie stringul cu sabia de aur și foc albastru. Simțiți cum raze de lumină galben-aurii ale energiei blânde ale arhanghelului Gabriel și raze de un verde smarald ale arhanghelului Rafael realizează terapia de vindecare energetică a locului din care s-a tăiat stringul. Dacă sunteți inițiați Reiki, puteți aplica simboluri din Karuna Reiki, Rama, Zonar, Halu. Umpleți-vă inima de recunoștință și mulțumiți Universului, lui Dumnezeu că va îngădui vindecarea și rugați-L să vă protejeze, să vă umple sufletul de iubire necondiționată pentru sine și pentru tot ce vă înconjoară. Rugați-L să vă ofere iubirea sa și a semenilor dumneavoastră. Mulțumiți pentru suport și vindecare arhanghelilor Mihail, Gabriel, Rafael și Maestrului Saint Germain. Mulțumiți Mamei Divine și tuturor entităților de lumină și ghizilor care au vrut, au putut și au trebuit să participe la vindecarea dumneavoastră. Lăsați-vă cuprins de stare de bine. Acum știți că sunteți vindecat, vindecată și iubit, iubită și că viața vă poate oferi surprize minunate. Mai rămâneți în această stare câteva minute pentru ca ființele de lumină să încheie această terapie. Vă rog, simțiți și experimentați. Iar când considerați că este timpul, reveniți ușor, ușor la starea obișnuință de conștiință. Să vă fie cu folos, oameni dragi și frumoși. Namaste!